Și dimineața aceasta aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Faptele Apostolilor, capitolul 11. Apoi vă voi mai spune încă o dată titlul și vă voi da câteva explicații din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum le-am primit din partea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei netăiați împrejur și ziceau, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spune pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie, un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri. Se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, iar letărătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat? Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată, trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zici și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, adică Domnului Iisus, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Vă spuneam că am primit acest cuvânt din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus și cum să-l intitulești, ce să vă spun în dimineața aceasta. Și titlul este scurt, concis, la subiect, zice, o întrebare, ești gata să fii învățat? Și ca să deschid acest subiect, vreau să vă spun că poporul Domnului în ziua de astăzi are o problemă majoră. Au ajuns la o saturație. Știți, un burete care absoarbe apă, la un moment dat ajunge la o saturație. Și apoi se întâmplă exact invers. În loc să intre apa în el sau lichidul, iese afară din el și picură în afară. Și așa ar trebui să fim și noi. Problema este că noi am ajuns la o saturație, la niște învățături, zicem noi, atât de mari, de înalte, că nu mai are nimeni cine să ne învețe pe noi ce și cum. Și suntem foarte greșiți în privința aceasta. Și ca să înțelegeți, mă duc mai departe. Am fost cu câteva familii dintre voi, aproape majoritatea, numai cei care au fost plecați și n-au putut, am fost plecați la pescuit în seară. Și ne-am dus la pescuit de seamăn, adică somon pentru români, ca să înțeleagă toți. Și când ne-am dus acolo, fraților, am vorbit cu cel care era acolo și știa cum merg treburile. Mai vreau să vă întreb ceva, voi care ați fost împreună cu noi, dacă nu ni se spunea cam cum să pescuim, prindeam ceva? Eu cred că nu. De fapt, sunt greșit. Prindeam experiență. Prindeam foarte multă experiență. În rest, absolut nimic. Și ascultați-mă. Ne-am dus acolo pentru cei care n-ați fost. Ne-am dus acolo și ne-am dus prima dată la ocean. Și la ocean s-a pescuit cu o momeală care de fapt nu era momeală. Era o bucată de plumb. Făcut așa în formă de săgeată, dar tăiate capetele. Și vopsită roz. Și o puneai pe fir, la capăt era acu, aruncai și mulinai. Și zicea cel care ne-a învățat, zice, aia se învârte în apă, face un zgomot care îi enervează și somonul atacă bucata aia de plumb.
s-agață și îl trage afară. Acum vreau să vă spun ceva pentru cei care n-ați fost. La ocean ne-am prins așa și după aia ne-am dus pe urmă. Și vine aceeași persoană la noi și zice către noi, a, zice, aici nu mai puteți să dați la fel. Și a zis, mă, dar nu e același pește. Ba da, dar ăsta e diferit. Păi mă, dar nu mănâncă aceleași lucruri, nu e enervat de aceleași lucruri ca și celălalt. Mă, zice, ăsta e diferit. Zice, uite, ăsta puneți doar un ac și acum ascultați, pe acul respectiv o bucată de, de câine pe roz. Și zice, trebuie să ții, să arunci așa în apă și să ții firul puțin întins și o să simți când se lovește de fir și atunci să tragi repede afară. Și a zis, mă, da, dar ăștia din alt neam, ce-i cu ei? Adică tot somon și mă duc pe un râu și îl prind diferit. Și acum ascultați-mă, mâine zi eu vreau să ne duc în altă parte, la Păialăp. Și zice, acolo se prinde diferit. Altă momeală, altă ăsta. Și a zis, mă, dar pești ăștia au probleme. Păi mă, de ce nu se lasă prins cu aceeași momeală, dacă e același soi, același... Și acum ascultați-mă, m-a rugat Domnului. Și a zis, Doamne, știu că m-ai adus până aici să pescuiesc. Știu că m-ai adus să am un picuț de recreație. Știu că m-ai adus să mă rog pentru o casă și cei din casa respectivă. Dar m-ai mai adus pentru ceva. Și Dumnezeu a zis, da, bineînțeles. Te-am adus să te învăț că trebuie să fii gata să fii învățat în orice vreme de cine nu te aștepți. Și a zis, păi nu ți se pare ciudat? Ai mers să prinzi același pește în trei locuri diferite și în toate trei locurile diferite au trebuit aplicate metode diferite. Și acum Duhul Sfânt a zis, da, dacă tu erai încăpățânat. Și ziceai, nu mă, eu încerc cum am prins în prima. A zis să prind și a doua. Și acum, știți ce s-a întâmplat? Prindeam răbdări prăjite. Nu prindeam absolut nimic, pentru că în fiecare loc este ceva diferit. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca noi să fim oameni receptivi. Și acum o să ziceți la ce? La cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, ascultați-mă, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Numai omul nu ia seama. Și o să zicem de ce? Pentru că eu sunt obișnuit. Eu am ajuns la o saturație și m-am obișnuit. Bă, Dumnezeu numai așa lucrează. Și dacă nu lucrează așa, nu-i Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, eu fac ce vreau. Păi nu-ți dau socoteală ție, eu fac ce vreau, când vreau, cum vreau și cu cine vreau. Pentru că sunt Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, aici, în textul care l-am citit, că s-a întâmplat ceva minunat, fraților. Ori primit neamurile pocăința, ori primit viața din mâna Domnului Iisus Hristos. Și ar fi trebuit să fie bucurie, nu? Acum ascultați erezie, dacă vreți, spirituală. Zice că apostolii și frații care erau în Iudeia, fiți atenți la denumire, apostoli și frați, ăștia erau din turma Domnului, au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu, s-au strâns cu toți împreună, au dat o masă de dragoste și au început să strige, slăvit să fie Domnul care ne-a învățat o lecție nouă, că nu suntem noi cei mai rotunzi și cu bulină în frunte sau cu cerc din ăla în jurul capului. Așa au zis? Auziți? Un motiv de bucurie. Eu vă întreb pe voi, să pochește cineva de la voi din casă, să întoarce la lumina adevărului, vă bucurați? Dar bineînțeles, sar de bucurie și mă bucur. Ăștia auziți. Și când s-a suit, prima parte, minunat. Și apoi al doilea verset, versetul 2, ne dă peste cap. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei netăiați împrejur. Nu știu așa m-am gândit. Pe cum adică? Nu s-au bucurat împreună? Cei tăiați. Iertați-mă, cei tăiați împrejur. Mulțumesc de clarificare. Pe cum, mă? Ai auzit că s-o botezat atâția, s-o întors, Dumnezeu a făcut lucrări mari. Și tu te întristezi? Și acum o să vă spun din ce cauză. Da, dar nu a fost cum am știut noi. Măi, nu știu ce fel de pocăință, nu știu cum de-o venit ea, că numai noi aveam dreptul, că noi știm cum trebuie. Și uite, așa s-a întâmplat la noi și așa trebuie să se întâmple peste tot. Greșit!
foarte, foarte greșit. Și acum ascultați că se întâmplă un lucru ciudat în momentul când nu ești gata să fii învățat. Și ziceau, versetul 3, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Păi mă, nu te bucuri, mă, că s-au pocăit. Nu! Nu vine să cred că ești atât de spurcat. Te-ai băgat împreună cu ei. M-ai făcut ce fac și ei, mă. Nu, bă, cum ai putut, mă, Petre, să faci așa ceva? Acum ascultați-mă ce vă învăț dimineața aceasta, că nu vă învăț eu, m-a învățat Duhul Sfânt pe mine. Când nu ești gata să fii învățat un lucru nou de Tatăl cel Ceresc, 1. Te-a pus să vorbești de rău și 2. Judeci. Și judecata nu vine de la Dumnezeu. Judecata este a lui Dumnezeu. Dar nu ți-o dă ție ca să judești tu pe stânga și pe dreapta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ăștia au început să judece. Pe unde le-a fost bucuria, fraților? Unde le-a fost extazul că Dumnezeu o deschis ușa să intre cât mai mulți? Și acum fiți atenți la un lucru, că vă atrag atenția la ceva. Zice cuvântul lui, mă duc înapoi. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că neamurile. Ei au auzit ce? Vorbe, vești. De unde? De la alții. O venit unul și a zis, băi, ai auzit ce s-a întâmplat? Uite, așa, 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 băi, nu-mi vine să cred. Băi, să știi că ieși din comun. Cum să poate? Și s-a apucat la vorbă multă. Vorba o ajuns la judecată. Și ce-au făcut? S-au îndepărtat de ce trebuia, așa nume de Dumnezeu și voia Lui, și s-au apropiat de ce? De lege. Și acum ascultați. Îmi place că Petru îl reprezintă pe omul lui Dumnezeu. Și Petru, ce-a făcut? Le spune și el. Zice, mă, stați așa o secundă, că voi ați auzit. Dar acum ascultați-mă și pe mine, că vreau să auziți ce am eu să vă spun. Și cuvântul Domnului spune în versetul 4, Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. Și acum ascultați, el a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă, pe când stăteam de vorbă și eu ca și voi, ca și cu ceilalți, și mi-au spus și mie ce s-a întâmplat, nu mi-a venit să cred ce a făcut Dumnezeu. Așa a zis. Și pe când mă rugam, explicație, pe când stăteam de vorbă cu tatăl meu care îmi spune tot ce trebuie să știu. Că dacă îmi spune omul tot ce trebuie să știu, mă duce în eroare. Că unul o să-mi spune trebuie să prinzi așa, altul o să-mi spune trebuie să prinzi așa și la urmă nu prinzi nimic. Ați înțeles? Dacă stai de vorbă cu cel care cunoaște, îți spune exact ce trebuie să știi. Și Petru zice, am stat de vorbă, traducere, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Auziți? Hai să facem o comparație. Primii ori auzit, de la cine? De la oameni. Ori auzit că ori primit și neamurile mântuire și ce-or făcut? Mă, nu-i bine. Judecată, s-or băgat. Petru stă de vorbă nu cu neamurile, ci cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbește, cade într-o răpire sufletească și are o vedenie. Cine vorbește cu el? Dumnezeu. Și zice că a văzut un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri. Și acum ascultați lucru important. Se cobora din cer și a venit până la mine. Am o întrebare acum pentru voi. Primul a auzit ceva? Ăsta și el aude ceva și vede ceva. Primii de unde au primit informația? De la alți oameni. A doua informație, de unde a venit? Din cer. Diferența este, cuvântul lui Dumnezeu are prioritate. Pentru că vine direct din gura lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Vreau să vă întreb ce-a văzut el. Traduceți-mi, ce-a văzut el? Ce-au văzut și ceilalți? Știți ce-au văzut ceilalți? Băi, neamurile sunt reprezentate prin necurăție. La prima vedere, o văzut și el ca și ăia. Drept sau nu? Acum fiți atenți. Din ce cauză este nevoie de descoperire și clarificare din partea lui Dumnezeu? Și-am auzit un glas care mi-a zis. De unde a fost glasul? Tot din cer, nu?
Petre, scoală-te, taie și... La prima vedere am o întrebare pentru voi. E învățătură? Da, ceva nou, nu? O poruncă. Băi, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Ce zice el? Dar eu am răspuns. Ce-a răspuns el? Exact așa ceilalți. Nici de cum, Doamne. Căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura? Aici s-o identifica perfect cu ceilalți. O zis, băi, sunt frate cu ăia, țin credința sus. Ați văzut din aia care vine unul? Ascultați-mă. Vine unul care se împotrivește voii lui Dumnezeu. Și în loc altul să vină, sau doi sau trei de lângă să vină să-i spună, băi, dar Dumnezeu a vorbit, hai să-ți arăt cum a vorbit Dumnezeu. Ei vin și iau partea. Și zic, nu, și eu știu la fel, și eu știu la fel, și eu știu la fel. Și tot știu greșit. Pentru că nu mai luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum vine de la Dumnezeu. Și acum ascultați, v-am spus ceva. Ascultați-mă. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu confirmă și reconfirmă, v-am spus de dimineață. Și acum ascultați. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer ce a curățat Dumnezeu să nu numești. Ce-a făcut el? O categorisire, o judecată. O zis, băi, eu știu niște lucruri și eu le spun exact așa cum sunt, mă, nu mă învățați voi pe mine ceva diferit, mă, că eu știu tot. Și Dumnezeu vine și spune, da, eu vreau să te învăț ceva nou. Știi care, știi care este, iertați-mă, știți care este cuvântul nou? Că voi sunteți plini de judecată și eu sunt cel care curăță, spală și ridică. Și atâta timp cât voi judecați, voi aveți ochii întinați și nu puteți vedea lucrarea pe care o fac eu. Și o să ziceți, de ce cauză? Pentru că ochiul nostru este rău. Dar ochii inimii sunt curați dacă e în legătură cu Dumnezeu, inima noastră și locuiește Dumnezeu în toată plinătatea. Și vine Dumnezeu și spune, măi, deschideți ochii inimii și vezi, mă, nu numi tu spurcat ce am curățit eu. Știți ce o zis de fapt în alte cuvinte? Măi, cât timp tu ai tot stat în ceea ce ai știut dinainte, eu am făcut o lucrare nouă. Mai spuneți-le și ăștia de, ăștia de lângă noi. Măi, cât timp tu tot ai rămas în ceea ce ai știut tu, Dumnezeu a făcut o lucrare nouă. Și o să zică, dar ce? Măi, Dumnezeu vindecă. Dumnezeu eliberează. Dumnezeu descoperă. Dumnezeu vorbește cu cuvintele pe care noi le-am rostit. Pentru că e Dumnezeu slăvit să fie Domnul și ne învață lucruri noi. Și acum ascultați ca să vă confirm ce v-am spus de dimineață. Versetul 10. Lucrul acesta s-a făcut de câte ori? De trei ori. Repet încă o dată. O vorbit, o confirmat și o reconfirmat. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Hai vă dau un exemplu acum ca să mă înțelegeți la ceea ce v-am spus. În urmă cu câțiva ani de zile, fata noastră Rut a venit la mine și a zis, tata, am un foc în interiorul inimii mele, vreau să mă botez. Și am zis, ok, mergem la cei din frunte. Pe vremea aia nu eram uns de oameni. Dumnezeu mă folosea cu eliberări, cu prorocii, cu ce mă folosea el, cu vindecări, dar nu eram recunoscut de oameni. Și m-am dus la cei din frunte și am zis, fraților, am bucuria să vă spun că din casa mea s-a hotărât un suflet pentru Domnul, are 17 ani și vrea să se, să se căsătorească, era să spun. Vrea să se boteze. Nu vrea să se căsătorească pe vremea, numai să se boteze. Și acum ascultați. M-am dus și zice, oh, trebuie să stăm de vorbă. O să stăm de vorbă la comitet, o să discutăm și o să-ți dăm un răspuns. Și după ce au stat de vorbă, și-au judecat foarte bine și situația, și oamenii, și acțiunea, au venit și-au spus, nu se califică și nu putem boteza, nu are nici vârsta care trebuie, nu are nici nu știu ce, și mi-au dat o sumedenie de motive. Și-au zis, nu putem boteza. Și m-am uitat la ei și am zis, mă, eu știu că pe Samuel Dumnezeu l-a chemat de mic copil. Eu știu că mai sunt alții în cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a chemat de mic copil. Eu știu că Domnul Iisus la 12 ani a vorbit cuvintele tatălui în templu. Și ce s-a întâmplat? Zice că cei care erau învățăcei, care erau pe vreme, au zis, bă, de unde atâta înțelepciune, mă?
Și răspunsul, o venit și o spus, de la Tatăl cel Ceresc, care o dă tuturor celor care cer învățătura lui Dumnezeu. Și o venit și mi-a zis, nu se poate. Și fata tot o venit la mine și a zis, tata, vreau să mă botez, tata, vreau să mă botez, vreau să mă botez. Și într-o zi, mă rog, Domnule. Și am ascultat, nebunie pentru unii, nu? Și deci vine Dumnezeu și spune, du-te la râu și botează-o. Și am făcut ca și Petru, Doamne, dar nu sunt. Doamne, niciodată nu a intrat ceva spurcat. Doamne, Doamne. Și a zis, Doamne, dar nu sunt. Și zice Dumnezeu, dacă ne-ți pui mâinile peste bolnavi, se vindecă bolnavii. Și am zis, da, Doamne. Dacă te rogi pentru demonizați, pleacă duhurile. Da, Doamne. Du-te și botează fata, au zis Domnul. Că eu sunt cel care dau viața, nu omul de viața. Și acum soția mea, care a vrut să fie politically correct, să fie corectă politic, s-a dus și s-a rugat în ascuns și a zis, Doamne, eu știu că tu ce ai spus este adevărat, dar vreau să-mi confir și mie. Și Dumnezeu îi vorbește și îi spune, du-te și citește acolo și ea citește. Și știi ce scrie? Și Iisus nu boteza, ci ucenicii lui botezau. Și vine la mine și zice, tu, e scris în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus nu boteza, boteza ucenicii lui. Du-te și botează fata. Mai eu vă întreb pe voi, cine m-a învățat? Cine m-a învățat? Că m-am dus la alții și m-a judecat. Vai de mine, n-a fost uns și s-a dus și-a botezat fata. Eu vă întreb pe voi, dacă mâine se dă o lege și arestează pe toți păstorii și prorocii, ce facem? Nu ne mai pocăim? Nu ne mai rugăm pentru cei de lângă noi? Nu mai iasă duhurile, că numai unii au voie, așa-i? Ascultați-mă, în oricât de mare număr îi va chema Tatăl, a zis Hristos. Nu oamenii. Pentru că Hristos vrea să ne dea o învățătură nouă. Și m-a dus și am botezat fata, fraților. Și au venit frații, ne-am bucurat, Dumnezeu a făcut lucrarea și ea e mântuită. Și alții stau cu judecata în continuare în sân, fac în continuare ce nu trebuie să facă și merg înspre pierzare cu pași repezi. Pentru că nu sunt gata să învețe ceva nou. Vă mai dau un exemplu în dimineața asta. Pe vremea pandemiei, am mai zis odată în altă parte, pe vremea pandemiei, eu îi spun pandemie, știu eu de ce. Mă bag într-o zi pe internet și văd pe Facebook un mare evanghelist, predicator, păstor din țară, nu dau nume, făcea live pe Facebook cu întrebări și răspunsuri. Și vine unul și îl întreabă, frate, uită-te, s-o da lege de ăștia ai noștri că n-avem voie să luăm cină. Avem voie să luăm cină acasă sau n-avem voie să luăm cină acasă? Vă spun sincer, nimic nu m-a putut pregăti pentru ceea ce am auzit. Și au zis, nici de cum să nu faceți așa ceva. Când am auzit cuvintele, am zis, mai aici trebuie să ascult acum. Trebuie să ascult să văd cât de mare e nebunia, până unde merge. Iertați-mi, eu vorbesc adevărul. Mă, și am ascultat. Și ascultați acum argumente. Ascultați argumente. Zice, frații noștri au hotărât ca să nu se dea, asta e o lucrare sacră, cuvintele lui, o lucrare sacră care trebuie făcută numai de cei care au fost chemați să facă și au început să dea. Și la urmă zice, am să-ți dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Pe vremea când poporul a ieșit din Egipt, nu s-au putut ține sărbătorile pentru că nu se îndeplineau condițiile. Și Duhul Sfânt îmi spune, dar mă, voi mai sunteți în lege ca să împliniți condițiile care trebuiau, voi sunteți în harmă, nu mai sunt condițiile. Tot ce a fost necurat, Hristos l-a făcut curat. Și Duhul Sfânt îmi vorbește în timp ce El vorbea. Și mai zice încă un lucru, și acum ascultați acum, zice, mai mult decât atât, dacă frații noștri ortodoxi au hotărât să suspende Sfânta împărtășanie pe perioada aceasta, de ce? Noi să facem altfel? Păi da, mă, de când ești tu cu ortodoxii, mă? Că eu de câte știu, tot împotriva ai vorbit, tot ai... Și acum, auzi, la rău ne unim cu toți, mă. Și știți că Duhul Sfânt, că de asta încerc să vă spun, să vă deschid ochii în dimineața aceasta, inimii, să înțelegeți, că Duhul Sfânt ne călăuzește tot adevărul, nu oamenii. Știți ce a zis Duhul Sfânt către mine? Mă zice, ia bagă-te pe live acum și pune-l ăsta vreo câteva întrebări să-l faci de rușine așa de față cu toți. Și zice Duhul Sfânt, dar nu m-am băgat. Am zis, nu mai îmi fac numerou, lasă că e ok. Știți ce a zis Duhul Sfânt?
Îți ia du-te tu frumos în Noul Testament la Filip și famenul etiopian. O zis Duhul Sfânt. Și o zis, iertați-mă, nu o să am timp să vă spun tot ce am să vă spun dimineața, dar vă spun principalul ca să înțelegeți. Și o zis așa, măi, ce s-a întâmplat cu famenul? Păi zice, el era într-un car, nu? Mergea. Și Duhul Sfânt îi spune lui Filip, du-te, ajungi carul, ăsta citește, du-te și stai de vorbă cu el și explică ce și cum. Și vine, ăsta au venit, Speedy Gonzales, ați văzut la televizor, băi, viteză maximă, cât o putut să meargă de tare să-l ajungă pe ăla, nu? Duhul Sfânt face lucruri mari, slăvit să fie Domn. Și ajunge pe ăla, să urcă în car, zice, înțelegi tu ce citești? Zice, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și zice, că o luat și eu spus absolut totul, de la început și până a ajuns la Iisus, l-a mărturisit pe Iisus și ce-a zis el? Uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Întrebare pentru voi, că mi-a pus-o Dumnezeu mie. Cine i-a dat cina când s-a întors înapoi în țara lui? Vă rog să-mi spuneți, ce păstor, prezbiter, diacon i-a dat cina lui ăsta? Cine i-a dat? El i-a dat. I-a spus Filip. Că Domnul Iisus o sta la masă și o zis să faceți lucrul acesta ori de câte ori spre pomenirea mea. I-a spus 100% că l-a vestit pe Hristos. Mama, mă duc mai departe, a zis Duhul Sfânt. Auzi, dar ăsta, famenul ăsta, o da și la alții după ce s-au pocăit din casa lui. Da, a fost preot. A fost? Da, a fost preot în casa lui, că l-a pus Dumnezeu. Noi suntem preoți, lucrători, împreună cu Domnul, slăvit să fie Domnul. O să mă aud ponoase iară din nou, că vorbește și învață greșit. Nu mă interesează. E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Yes. Amen. Și Dumnezeu mi-a spus în felul următor, ce-a fost în lege, nu mai poți să pui în har. Știți ce s-au transferat? 10 porunci s-au transferat. Sunt valabile și în ziua de astăzi. Yeah. Și acum, ca să vă conving cu cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce vă spun este adevărat, vreau să mai dau un exemplu. O să afișez Ioan 13 cu versetul 34. Ioan 13 cu versetul 34. Vreau să vă uitați și să-mi spuneți voi ce credeți despre cuvântul ăsta. Ascultați, asta se întâmplă în Noul Testament, 10 porunci au fost date lui Moise și acum ascultați, Domnul Iisus vorbește, vă dau o poruncă? Câte porunci sunt? Nu-s mai 10? Păi cum? Hai să vă spun din ce cauză, pentru că Hristos este Domn și al sabatului, pentru că Hristos poate să facă ce vrea El. Vă aduceți aminte că El l-a vindecat pe unul în ziua sabatului și a zis, nu ți se cuvine să faci lucrul ăsta. Și a zis, Hristos, Iisus, este Domn și al sabatului, face ce vrea. Și dacă vrea să te învețe lucruri noi, te învață lucruri noi. Să vă iubiți unii pe alții cum am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și o să vă întrebați din ce cauză. Că poruncile vechi erau ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. S-o tras una unul în cap, dă-i două. Nu să mai ridice. Te-o judecat, găsește ceva nod în papură, spune ceva mai adânc despre el, ca nu cumva să se mai poată ridica. Asta era legea, fraților. Și Hristos vine și spune, nu, tu n-ai ce să te aperi singur, că te apăr eu. Eu vorbesc despre tine, eu spun despre tine. Și acum ascultați-mă, mă duc foarte repede. Ascultați-mă, când voi vorbiți învățăturile lui Dumnezeu, când Dumnezeu vă învață lucruri noi, nu vă lasă Dumnezeu de rușine, știți? Că ascultați, Petru a vorbit și a zis, băi, voi spuneți, voi judecați că uite ce s-a întâmplat, uite că nu-i bine, uite că ăștia ne tăiați împrejur ca și voi. Nu-i ok, ok? Nu-i ok. Și acum ascultați, Hristos după ce arată lui Petru toate lucrurile astea, face ceva. Versetul 11. Și iată că, îndată, trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. I-a arătat Dumnezeu lui Petru. Citiți capitolul 10, să vedeți. Că Dumnezeu a vorbit și a spus, o să vină niște oameni la tine trimiși. Ai grijă să te duci cu ei, că eu te trimit în casa lui ăla, că ăla vrea să mă primească pe mine. O confirmat Dumnezeu că i-a vorbit. O confirmat Dumnezeu că l-a învățat ceva nou. Slăviți să fie Domnul. Și ce cuvântul Dumnezeu că nu s-a oprit aici. Și acum ascultați cel mai important lucru. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Păi mă, Petre, dar toți îți spun că ești greșit. Toți îți spun că faci o greșeală. Toți îți spun că îi recunoști pe ai murdari.
Toți îți spun că te-a lipit cu pleava. Toți îți spun că ai 20 de oameni, 50 de oameni care îți bai șamar de ei. Și Duhul Sfânt vine și spune, da, or fi ei 50, dar curățiți de sângele lui Iisus Hristos. Și voi nu știți lucrul ăsta, că eu i-am curățit. Sângele meu, care curățește de orice păcat. Și acum, un lucru important. Fără să fac vreo deosebire. Hai să traduc. Fără să fac vreo judecată. Fără. Că noi nici specialiști la așa ceva. Mă uit la el și m-a închis la culoare. Oh, iertați-mă că vorbesc în dimineața asta așa. Iertați-mă, vă rog, îmi cere tare. E țigan. Nu-i țigan, e copilul Domnului. Să uită altul la mine și spune, mă, ăla-i mai nu știu cum. Făceți-mă țigan. Soția a zis către mine, țiganul meu. Că mai cânt așa și mai îmi place câteodată să cânt anumite stiluri. Nu mă interesează ce zice. Sunt copilul lui Dumnezeu. Și într-o zi când va veni Hristos, nu o să mă judece după culoarea pielii și nici pe el. O să se uite și o să spună, eu am plătit și pentru el, și pentru el, și pentru el, și pentru el. Și ce? Eu am curățit. Nu mai numiți spărcat. Că eu sunt Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Că fiecare suntem diferiți. Eu dacă stau lângă el, el zice, băi, miroase a român. Și eu dacă stau lângă el, eu spun miroase a mexican. Iertați-mă, dar ăsta e adevărul. Eu vorbesc adevărul. Și Hristos spune, miros toți ca și copii ai mei. Yes. Și-i cunosc pentru că e Duhul meu în ei care îi călăuzește tot adevărul. Yes. Ascultă-mă, dacă n-ai ajuns să miroși ca și Hristos, pace, liniște, înțelepciune, călăuzire, autoritate, putere, mântuire, nu miroși decât ca și lumea, miroși greu. Și Hristos n-are nimic de a face cu tine. Pentru că dimineața aceasta, Duhul îți spune să pleci cu cei care fac voia lui Dumnezeu, cu cei care sunt gata să fie învățați, cu cei care sunt gata să facă voia lui Dumnezeu, cu cei care sunt gata să se oprească din judecată și să accepte învățătura care vine direct de la Duhul Sfânt. Amin. Și acum ascultați, sar peste versetul 15, peste versetele următoare și mă duc la versetul 15, pentru că nu mai am timp. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cum am început să vorbesc? V-am spus despre vorbire, adică Dumnezeu vorbește, confirmă și reconfirmă. Fiți atenți aici, fiți atenți. Că Dumnezeu de două ori arată treaba asta în textul ăsta. Dumnezeu a vorbit, da? Și după aia vin oamenii, da? Prima confirmare, da? Și acum ascultați următoarea, dacă vreți, că el se duce cu ei. Și cum am început să vorbesc, fiți atenți, cuvintele mele, eu uns pe ăștia la inimă și toți s-au predat Domnului, așa spune. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, cuvânt de cuvânt cheie, ca și peste noi la început. Bă, mă, dar voi ați fost tăiați împrejur și ăștia nu-s. Și Dumnezeu a zis, da, dar eu i-am tăiat împrejur cu inima. Sângele lui Iisus Hristos curățește de orice păcat. Amin. Și acum fiți atenți. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis. Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul. În dimineața aceasta, ascultă-mă bine, oricare ai fi locul ăsta. Dacă îți aduci aminte tot de lucruri ciudate, tot de judecăți, tot de cum ar trebui să fie, de cum știi tu, de cum au făcut alții, de cum ți-au spus alții, de cum ai fost obișnuit, ești departe de voia lui Dumnezeu. Dar dacă îți aduci aminte cuvintele Domnului Iisus, care a spus, eu mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Nu o să te mai uiți la stânga și la dreapta și o să zic, bă, trebuie să fie numai așa. V-am mai zis odată și mă repet astăzi. A venit cineva la mine și a zis către mine, numai așa trebuie să fie, numai așa trebuie să fie și m-a făcut un șablon. Și am uitat la el și am zis, auzi, am să spun o întrebare, l-a blocat întrebarea asta, că Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Și am zis, auzi, dacă mâine vine Duhul Sfânt la tine și te trimite într-o insulă din Amazon unde oamenii toți sunt pielea goală, să-i evanghelizezi pe toți. Ce faci prima dată? Îi îmbraci sau le vestești Evanghelia? S-a uitat la mine, au făcut toate culorile curcubeului au fost pe față. Și știți ce am spus eu? Am zis, o să spun eu ce o să faci. O să te dezbraci în fundul gol, iertați-mă,
și o să le propovădești Evanghelia, că numai așa o vor primi. Condamnați-mă cei care au zis că eu vă spun adevăr. În cuvântul lui Dumnezeu, cu grecul m-am făcut grec, cu iudeul iudeu, să-i câștig pentru Hristos. Că nu e important ce știu eu, e important ce vrea Dumnezeu să-ți transmită. Și pentru asta trebuie să fii învățat în orice moment. Nu poți să te duci cu aceeași undiță, cu aceeași momeală, să prinzi trei feluri de pește, că nu merge. La fiecare dintre ei trebuie să știi când, cum, trebuie să știi cu ce, trebuie să știi cum să lansezi, auzi? Cât de tare să fie bățul. Ați știut? Dacă n-aș tu, trebuie să învățați. Și Duhul Sfânt vă învață în dimineața aceasta. Și acum ascultă-mă ce spun. Așa mi se dă să spun în momentul ăsta din partea Duhului Sfânt. Dacă e bățul prea tare, rupe gura la pește. Nu mi-am planificat să vă spun, așa mi s-a spus acum. Dacă e bățul prea tare, rupe gura la pește. Bățul ești tu. Linia este Hristos, Domnul. Tu lansezi chemarea lui Dumnezeu prin Hristos. Și prinde peștele. Și tu care ești flexibil, știi să ajustezi ca peștele să vină la mal. Și tu să poți să-l prinzi. Că dacă ești prea tare, nu o să prinzi nimic. Yes. Nici măcar experiență, cum am zis de la început. Yes. Și acum vreau să mă opresc, spunându-vă ultimele două versete. Deci, ascultați acum, îmi place concluzia omului lui Dumnezeu. Deci, dacă voi mi-ați spus toate lucrurile astea, pentru că suntem majoritari, facem așa cum spuneți voi. Așa o zic? Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos. Fiți atenți acum cum pune el problema. Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? O întrebare pentru voi toți. Dacă Dumnezeu găsește cu cale să facă ceva diferit de cum știți voi, dar face lucrarea prin Duhul Sfânt, în numele lui Iisus Hristos, pentru mântuire. Cine sunteți voi, sau eu, sau alții, să se împotrivească felului de lucrare, cum îl face Dumnezeu, cum face Dumnezeu lucrarea? Cine suntem noi să zicem noi, nu așa știm noi, nu așa am fost învățați, că Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ? Yes. Slăvit să fie Domnul! Și îmi place un lucru și cu asta vreau să rămâneți. Și mă opresc aici. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă nu vă învață Duhul Sfânt, nu vă veți potoli niciodată. Versetul următor, te rog, proiectează-l. După ce a auzit aceste lucruri, eu vreau să vă întreb lucrurile care le-a spus Petru, de unde a venit? Vă rog, spuneți tare, de unde a venit? După ce a auzit aceste lucruri, eu pun acolo paranteză, venite de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sau potolit. Mai încerci să convingi pe cineva? Mai încerci să înveți pe cineva din ceea ce știi tu? Nu o să poți niciodată. Dar Duhul lui Dumnezeu care vine peste tine va potoli orice fel de om, acțiune, orice fel de încăpățânare în numele lui Iisus. Și acum ascultă-mă încă ceva. Pe lângă lucru ăsta, că aceste lucruri, aceste vorbe cu putere care au venit de la Duhul Sfânt, că i-au potolit, când ne lăsăm învățați de Duhul Sfânt să mai întâmplă ceva. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis. Uitați-vă în jurul vostru și vedeți câți nu mai slăvesc pe Dumnezeu. Nu mai au nicio vlagă, nu mai au nicio putere, nu mai au... O zis cineva recent, mai spun încă o dată, că a zis câteva duminici în urmă și a zis. A fost într-un loc, zice, auzeai musca pe perete. Nu, era, zice, în biserică, vai și amar. De Doamne, nu se ruga nimeni. De ce? Pentru că nu mai e nicio învățătură nouă, pentru că Duhul Sfânt nu mai descoperă lucruri noi, pentru că Duhul Sfânt nu mai este lăsat și să lăsat să fie sensibil și noi să fim sensibili la lucrarea Duhului Sfânt. Și auziți, în urmă, după ce auzim învățăturile Duhului Sfânt, în urma faptului că ne potolim din vrajba noastră de oameni, ce se întâmplă? Vine Duhul Sfânt și spune, acum aduceți slavă lui Dumnezeu și nu-i de ajuns atât. Știți ce au zis ei? Și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Auziți acum, ascultați-mă acum. Știți de ce au zis așa? Ca să nu spun adevărul golgoluț. Asta a fost un adevăr, dar nu tot adevărul. Dumnezeu ne-a dovedit pe noi mincinoși, judecători, încăpățânați și gata să rupem capul la toți care nu cred ca și noi. Traducere liberă.
Și o să ziceți, dar de ce, frate? Am să vă spun din ce cauză. Pentru că noi am vrut să-i omorâm. Iertați-mă, fiți atenți că e important ce vă învățați asta. În dimineața aceasta. Ascultați aici. Pocăință ca să aibă viață. Ce-or vrut ei? Ce-or vrut ei? Să-i omoare și să piardă și pocăința și viața. În dimineața aceasta am să te întreb. Vrei să fii sensibil la glasul Duhului Sfânt ca să poți să înveți neamurile că trebuie să aibă pocăință ca să aibă viață? Yes. Și acum să spun o întrebare care, la care te-am mai întrebat. V-am mai întrebat. Poți să dai cuiva ceva ce nu ai? Dacă n-ai pocăință, poți să-i spui la altul, băi, trebuie să te pocăiești. Că mi-a zis o familie care e împreună cu noi, o zis la soție ceva și nu dau nume. O zi zice, aveam necazuri, probleme în familie. Și tot veneau aia de lângă noi și zice, voi trebuie să vă pocăiți, mă. Bă, voi trebuie să vă pocăiți. Dar niciodată nu i-a învățat cineva cum să se pochească. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Învățătura prima este prin fapte, nu prin vorbe. Amin. Hristos a venit și nu trebuie să vorbească mult. Pentru că o vindecat pe unul, o ridicat pe unul de pe jos, o vindecat ochii la altul, la altul l-a eliberat de duhuri. Și știți ce s-a întâmplat? Mulțimile erau după el, că el învăța prin ceea ce făcea. Dacă nu sunteți în stare, iertați-vă că vorbesc așa, să arătați pocăința celor de lângă voi prin pocăința voastră, n-ați făcut nimic. Când unul vine și spune, bă, ăla e așa și așa, hai să ne rugăm, mă, pentru el. În loc să zici, băi, nu vine să cred ce-mi spui, hai să ne rugăm, mă, pentru el. Cheamă-l aici, hai să ne punem mâinile peste el, Dumnezeu să-l libereze, hai să facem ceva. Hai să arătăm că noi suntem lumină, chiar dacă el este în întuneric. Yes. Și ascultă-mă, Hristos se va coborî în mijlocul tău. Hristos va veni ca și cum a venit la Petru și o să spună, mă, nu faci bine, uite, așa trebuie să faci. Dar tu trebuie să fii gata să fii învățat în orice vreme. Pentru că, ascultă-mă, după ce ai auzit aceste lucruri, trebuie să te potolești. Apoi trebuie să aduci slavă lui Dumnezeu și apoi trebuie să spui, Dumnezeu a dat absolut totul. Și mie mi-a dat mântuire, dar nu mi-a dat numai mie, trebuie să o împart cu toți. Și eu trebuie să mă duc acum și să spun, știi ce? Mă duc, dau la neamuri, pocăință din pocăința mea, viață din viața mea. Și o să ziceți, de ce? Hristos a dat viață prin sângele Lui care l-a împărtășit cu tine. De ce te atingi de sângele și de trupul Domnului? De ce? Ca să ai viață, zice cine, nu mănâncă și bea sângele meu, nu are viață. Poți să-l dai, 100%. Ia vorbește cuiva și acum am să vă dau ultimul argument după care mă opresc. N-am să mă opresc să dau cina celui care vrea să o ia. Să mă condamne toți. Pentru că prin asta dau viață și nu ia mea, vine de la Dumnezeu. Oprindu-l, îl opresc de la viață. Că se pochește sau nu-i problema lui. Dar ascultați-mă, toți au avut șansa să guste din sângele lui, lui Hristos. Pentru că Dumnezeu a făcut mântuirea posibilă pentru toți. Yes. Pentru toate neamurile. Că vine din... De unde el? Din Tijuana? Că vine din România? Că vine din Chicago? Sau că vine din altă parte? Hristos este Cel care dă viață. Yes. Slăvit să fie Domnul. Yes. Și dimineața aceasta trebuie să fii ferm convins de un lucru. Că Hristos lucrează prin noi. Ascultă-mă, Hristos lucrează prin noi. Dacă nu ești reprezentantul lui Hristos, în dimineața aceasta vreau să spun că ești reprezentantul diavolului. Vă supărați pe mine de eu vă spun adevărul. Există două căi, zice cuvântul lui Dumnezeu. Una duce la viață și una duce la moarte. Cei care sunt pe calea vieții îl vor reprezenta pe Hristos. Cei care sunt pe calea morții îl vor reprezenta pe diavolul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu aleg în dimineața aceasta să nu judec. Eu aleg în dimineața aceasta să fiu învățat. Și ascultați-mă, mă întorc la ceea ce v-am spus. O trebuie Dumnezeu să mă ducă de aici, să plătesc bani pentru motorină, benzină, ce am dat, împreună cu mulți frați, să plătim o groază de bani pe momeli. Întrebați-i cât au plătit pe tot felul de autorizații, ca să spun să înțeleagă toți, pe tot felul de license-uri. Eu am plătit $86, m-a costat să, că eu am spus 3 zile și l-am dat pe un an. Și am zis, e bun, că mă mai duc și mai pescuiesc pentru Domnul și o să mai prind și alte soiuri de pește, slăvit să fie Domnul. Ascultați-mă ce vă spun. O trebuie să plătim un preț, o trebuie să nu dormim, o trebuie să mergem pe... Și Dumnezeu a spus, mă, ați prins și pește, dar eu am vrut să te învăț niște lucruri noi. O să prinzi mult mai mulți pești, de mai multe soiuri, dar o să trebuiască să te lași învățat. Yes. Că dacă eu îi spuneam lui Mihai, care ne-a dus acolo, bă, pe cine ești tu, mă, să-mi spui tu mie? Păi eu am citit acolo și am citit. Fratele nostru Petric a citit tot felul.
Și când a venit acolo, ăsta i-a spus, zice, mă, nu așa, mă, dar eu am citit ca așa, și am luat momelea și a zis, bă, poți să le bagi la loc, că nu prins nimic. Și când o dat cu momela care i-a spus Mihai, o prins și a zis, bă, am prins și eu, da? Când te lași învățat de Duhul lui Dumnezeu în mod direct, vei prinde pește. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta, fraților, deși că n-am făcut o rugăciune de cauze, cauza noastră comună în dimineața aceasta este să fie următoarea. Doamne, vreau să-mi dai inima Ta de slujitor, Doamne. Doamne, Tu ai venit, Doamne, cu o inimă umilă, dar ai venit să slujești, nu să fii slujit. Doamne, Tu ai venit, Doamne Dumnezeule, și Te-ai lăsat învățat în continuare de Tatăl pe parcurs. Și toți cei care au venit în prezența Ta s-au lăsat învățați, s-au lăsat sensibilizați, au înțeles că nu pot să rămână rigizi, pentru că pierd peștele rupându-i gura sau poate lovindu-l cum nu trebuie. Și dimineața aceasta vreau să intrăm înaintea Domnului și ascultați-mă, cereți lui Dumnezeu să vă sensibilizeze. Doamne, sensibilizează-mi inima să simt ce ai simțit Tu, Doamne. Ce simți Tu, Doamne? Că Te interesează pentru peștii care mor și alții le dau cu bâta în cap. Eu vreau, Doamne, să-i prind pentru Tine. Eu vreau, Doamne, Dumnezeule, să-i aduc în cât mai mare număr. Învață-mă, Doamne, cum să prind și mexicanii. Învață-mă cum să prind și românii, și americanii, și rușii, și ucrainienii. Învață-mă, Doamne! Și o să ziceți cu ce să-i prinzi. Și am să-ți spun, roagă-Te ca Dumnezeu să-ți dea ingredientul necesar, momeala necesară, dragostea lui Iisus Hristos care ne strânge. Așa e scris în cuvântul lui Dumnezeu. Fără dragoste nu o să poți să prinzi niciun pește. Știi? Trebuie să ai dragoste de pescuit ca să poți să mergi la pescuit. Și dimineața aceasta vreau să te rugăm ca dragostea lui Dumnezeu să intre în inimile noastre. Intrăm înaintea Domnului și ne rugăm.